Domnul să fie onorat și glorificat și mărim numele Său pentru toate lucrurile care s-au întâmplat în viețile noastre. Vreau să încep cu o mărturie scurtă. Eu am fost în lume, am fost la ortodoxi până la 39 de ani. La 39 de ani Dumnezeu mi-a luat un copil. Și apoi m-am trezit, ca din moarte, ca din somn. Dumnezeu a continuat să facă lucrări cu mine de atunci înainte, dar până atunci eu n-am știut ce înseamnă Dumnezeu. Eu am citit în Biblie, dar nu am înțeles nimic. Am luat Biblia în mână de atâtea ori și am încercat să citesc, dar nu s-a lipit de mine absolut. Vechiul Testament, eu nu l-am înțeles, chiar am văzut ceva ciudat în Vechiul Testament. Niciodată n-am priceput ce vrea Dumnezeu în cuvântul Său să-mi explice sau ca eu ca să înțeleg. Niciodată n-am știut asta. Dar vedeți, Dumnezeu în mila Lui mi-a luat fetița și în urma plecării ei m-am zguduit puternic și atunci m-am smerit. M-am închinat cu adevărat lui Dumnezeu, deși n-am putut să-mi țiu gura, am fost foarte răzvrătit pe Dumnezeu, am vorbit foarte multe lucruri atunci lui Dumnezeu, urâte, dar Dumnezeu nu s-a uitat la un nebun ca mine. În urma citirii cuvântului lui Dumnezeu, am învățat și am realizat căci mortul nu este fetița mea și că ea e vie, și că eu sunt mortul. Cei care mă ascultați acum poate nu înțelegeți cum vine lucrul ăsta. Dar cu adevărat vă spun, eu eram un mort pe picioare. Biblia ne spune despre moartea întâi și moartea numărul 2. Moartea întâi se referă la moartea acestui trup din pământ. Și moartea numărul 2 se referă la cei care n-au pe Hristos, pe Domnul care a plătit pentru păcatele noastre. Aia înseamnă moartea a doua, adică omul este mort de două ori când moare. Din pricina asta Domnul Iisus a spus, lăsați morții să-și îngroape mortul. Cum vine asta? Doamne, dar ar putea să spună, da? Doamne, dar parcă nu este cinstit, corect ce spui aici. Cum adică... Morții, care morți să-și îngroape? Nu vezi că noi suntem vii? Noi suntem vii. Cum ne faci pe noi morți? Erau morți spiritual. Trăiau în trup, dar erau morți fără de Hristos, fără Salvator. E, acum să revenim la Vechiul Testament. Cuvântul lui Dumnezeu în Vechiul Testament nu-l pricepi cu ușurință. Eu nu l-am înțeles de acasă. Eu a trebuit să merg la adunare ca să stăm în studiu biblic și am învățat și am adunat și am învățat și iar am adunat și am memorat și am înțeles prin logica mea, aia săracă cum era, am înțeles ce vrea Dumnezeu de la mine. Cu alte cuvinte, până omul nu transformă cuvântul adânc al lui Dumnezeu, până nu-l transformă prin logica lui și să treacă prin filtrul acesta, omul de rând niciodată n-are să înțeleagă ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu, voia sa și direcția lui Dumnezeu în care noi trebuie să mergem. Dacă nu mergi la școală de la clasa întâi, n-ai cum să înveți acasă. Ce să înveți acasă? Îți trebuie profesor. Aruncă tu în fața unui copil de 7 ani orice carte de la clasa întâi și pune-l să învețe singur. Să vedem, știe? Poate? Așa și noi. În cuvântul lui Dumnezeu ne trebuie profesori. Profesorii aceștia sunt educați cu vremea. Dumnezeu a descoperit oamenilor cuvântul Său
prin Duhul Sfânt și a relevat, a afirmat, a confirmat, a dat înțelepciune tuturor celor care au avut sete să cunoască cuvântul lui, a turnat prin Duhul Sfânt peste ei ca ei să primească înțelepciune și explicație, să treacă prin acest filtru logică, ca ei să poată fi hrăniți de cuvântul lui Dumnezeu. Degeaba eu vă vorbesc vouă aici, duhovnicește, spiritual, dacă nu vă și traduc ceea ce am vorbit. Este exact ca și o friptură să-i dai la un copil care n-are dinți. Cum să mănânce un copil friptură dacă el n-are nici dințișori? Ce? Cu ce le iau până la urmă? Păi le iau cu un griș. Pe urmă îl duc la orez cu lapte, pe urmă la mai mult, la paste cu, eu știu, cu altceva și ceva din ce în ce mai avansat, mai sănătos. Dar prima dată le-au cu lapte. Așa spune chiar Scriptura. Căci noi am luat-o cu toți de la lapte. Și unii chiar au rămas la lapte. Ei n-au putut să crească să poată să ajungă și ei măcar la un cartof prăjit. Sau la măcar un cârnat prăjit. La friptură nici nu mai discut. E prea departe pentru unii. Dar noi aici nu criticăm, nu calificăm, nici nu descalificăm. Noi aici vorbim adevărul care este în Hristos și care este Hristos. Dumnezeu a creat omul, să începem cu Vechiul Testament, cum am pomenit înainte, cum am menționat, să începem cu Vechiul Testament, când Dumnezeu a făcut lumea aceasta și ne-a făcut așa niște făpturi minunate. Uitați-vă fiecare unul la altul să vedeți cum controlează creierul degetele tale, cum controlează piciorul unde să meargă, cum controlează privirea. Apoi vine noaptea, îți încarci creierul, bateria, o pui la odihnă. Apoi ziua o descarci din nou, creierul. Creierul se descarcă ziua și se încarcă noaptea. Asta e numai înțelepciunea dumnezească. Noi practic suntem ca niște făpturi naturale, făcute de Dumnezeu, natural. Cu concepția mea, cu alegerea mea, cu caracterul meu, cu decizia mea, cu logica mea, cu aspectul meu, cu cântărirea mea, în tot culorile mele, dulciurile le prefer, tot eu le aleg, mâncărurile le aleg singur, îmbrăcămințile le aleg la fel. Deci suntem liberi, suntem ca un fel, să nu zic roboți, dar ca un fel de roboți naturali, pe baza căruia ăștia în ziua de astăzi vor să facă la fel, dar artificiali. Adică cine vrea? Diavolul. Diavolul vrea să-l copieze pe Dumnezeu de la început. Diavolul a vrut să ia locul lui Dumnezeu de pe tron și să fie și el ca Dumnezeu. Apoi Dumnezeu l-a aruncat, pentru că nu există decât un singur creator. Se numește Dumnezeu. El este creatorul. El a creat și pe Satan. Și l-a aruncat de acolo, din poziția lui, l-a aruncat pe pământ și este astăzi între noi. Dumnezeu ne-a creat perfecți, dar a venit tot așa vrăjmașul și a adus între noi tot felul de scârbe. Că se poate și așa, că merge și în alt fel decât în afara voiei lui Dumnezeu. Vrăjmașul nostru, care este diavolul, a adus întotdeauna și aduce tot ce este dumnezeiesc, să vedem cumva să tratăm ce este sfânt și dumnezeiesc, să-l tratăm cu indiferență și să luăm o altă opțiune. Că ar fi mai bună aia și mai pe directă și mai simplă și mai plăcută, că el vine cu toate plăcerile. Eu vreau să vă spun că Dumnezeu, cu plăcerile astea, care cred că vă dați seama, mi-e și jenă să vă spun, dar plăcerile astea care sunt astăzi între bărbat și femeie, soț-soție, Dumnezeu îi numește scârboși. El spune patul nostru să fie cum? Curat. Între soț-soție să fie curat. Bine, noi am putea zice, Doamne, noi am înțeles că
acasă, dacă aduc o altă femeie în afară de soția mea, e curvie. Dacă mă duc la altă femeie sau vine ea la mine, iarăși curvie. Păi asta e soția mea. Cum să fie? Scârboșerie. Cum să fim chemați scârboși între soție? Vedeți, a venit diavolul că poate și în alte feluri să mai facem pat. Nu numai alea care le-a trasat Dumnezeu. Și sunt foarte multe feluri de să zic așa, lucruri drăcești care a venit în lume. Că se poate și așa, că se poate și invers, că nu e chiar așa, că putem să ocolim și pe acolo, că putem să mergem chiar, nu e chiar așa de strict Biblia și cuvântul lui Dumnezeu. Deci învățături false. Dumnezeu vrea ca noi să fim curați. Ne-a creat niște făpturi așa minunate. Suntem creați după înfățișarea sa. Ne-a dat degete suficiente, ne-a dat doi ochi suficienți, ne-a dat urechi, ne-a dat gură să o folosim la mâncare, la vorbire, la respirație, nu pentru altceva. Ne-a dat tot trupul sănătos și întemeiat de el, atot inteligent Dumnezeu. Și el a știut ce face. Când a venit păcatul la Adam și Eva, atunci s-a descoperit că au păcătuit. Ce au făcut? N-au ascultat. Au luat cu ușurință, am vrut să spun, cuvântul și porunca lui Dumnezeu, care a zis, nu vă atingeți de acolo, de acest pom, că veți muri negreșit. Ei ce au făcut? Eva a atins, a mâncat, i-a dat și lui și iată a intrat păcatul în omenire. Așa a venit păcatul între noi. Acum, Dumnezeu, în Vechiul Testament, o să stăm astăzi numai în Vechiul Testament. Dumnezeu, ca să ierte păcatele astea care suflarea le făceau, deci păcat de crimă, păcat de curvie, lua soția lui altul sau lua bărbatul lui altcineva, o femeie sau, deci multe lucruri murdare, furau ca și astăzi, practic ca și astăzi. Să zic așa, cred că astăzi se fac lucruri mai grave decât erau atunci, după părerea mea. Dar să trecem peste asta. Dumnezeu atunci a spus așa, trebuie să plătiți pentru păcate. În Vechiul Testament e vorba aici. Și omul cu ce să plătească? Nu erau atunci probabil nici bani. Erau niște bani de aur, dar nu era ca în ziua de astăzi amenzi să-ți dea polițaiul, să-ți dea primăria, să-ți dea cineva amendă, să plătești în bani. Există asta. Și atunci a spus Dumnezeu, dați amendă prin mâncarea voastră. În loc să o mâncați, o ardeți aici. Și o ardeți de tot. Așa, ca să vă săturați, să nu mai păcătuiți. Dar ardere de tot, de tot înseamnă scrum. Aia era jertfa care trebuia să aducă omul pentru păcatul respectiv care l-a comis. Aia era plata, aia era amenda. Ce să-i dea omului Dumnezeu? Aur? Să arunce cu aurul în sus, Doamne, prinde aurul? Păi n-a făcut el aurul pe pământ? N-a făcut el argintul? Nu a făcut el diamantele? Nu a coroit el munții și mările? Nu le-a făcut el pe toate? Așa spune cuvântul. Tot pământul este a lui, cu tot ce este pe el. Amin. Nu este nimic de pe pământ să nu fie al lui. Și apoi oamenii aduceau țapi, viței, aduceau de toate aduceau, la ardere de tot, ca să-și plătească păcatele. Și astăzi aduceau un rând, peste o săptămână mai venea o tură, și a ajuns să omoare la vite și la viței, la țapi, cu sutele, pentru că păcatul se mulțea și mai mult. Și mai mult. Și Domnul avea o pretenție. Să nu cumva să aduci jertfa, o loagă, o arbă. Adică, parcă n-aș mânca vițelul ăsta, că este schilot.
Eu lasă că îl dau Domnului și așa nu pot să-l mănânc eu. Îl dau Domnului să-l ard de tot, ca și pedeapsă să fiu pedepsit că am făcut păcat o curvie, de exemplu. Dau vițelul ăsta și Domnul zice, nu. Nu pe ăla, unul fără cusur, fără nimic, unul întreg, sănătos, gras, pe ăla mi-l aduci mie. Adică ca să te doară, ca să suferi. În loc să dai stomacului vițelul, să-l mănânci tu, îl arzi de tot, ca drept pedeapsă. Asta era legea lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Eu vă spun acum sumar, nu iau în detalii. Apoi omenirea a început să aducă și a adus la jertfe și jertfe peste jertfe, altarele pline. La un moment dat ce au zis ei, vedeți, tot de la diavolul. Haide că merge să tem și o halcă de acolo. Hai, nu-i chiar așa. Tai-o de acolo, nu vezi că e gata. Și a tăiat omul din plata care trebuia să o aducă lui Dumnezeu. Adică din pedeapsa aia. Asta era pedeapsă normal. Pedepsit cu luarea vițelului. În loc să-l mănânc, ești pedepsit, nu-l mănânci, îl arzi aici de tot. Ca drept pedeapsă. Asta era normal plata păcatului. Și ce au zis ei? Merge și așa. Vedeți cum vine diavolul? Merge și așa, vezi de treabă. Ia de acolo, tai-o așa și o halcă și hai să mergem să ne bucurăm cu ea. S-au dus și astăzi și poi mâine și răspoi mâine și peste o săptămână și s-au antrenat la exercițiul ăsta așa și dacă a văzut că nu s-a întâmplat nimic, pe când a fost vițelul gata, deja tot, vițelul l-a luat pe tot. Ce să mai ia eu o halcă sau un picior sau cine știe ce. L-a luat tot, l-a pus pe masă și dă-i bucurie. Practic ei și-au făcut friptură pentru ei. Și aia nu mai era nicio jertfă. Și după ce a venit cu vițelei, cu viței ăștia și cu țapii și a pus și a mâncat, a apărut și damigeana. Că diavolul ce-a zis? Mă, stau un pic așa. Păi voi sunteți oameni normali? Păi mâncați așa fără să beți nimic? Bă, luați și damigeana cu voi mă acolo. Bineînțeles că a luat și damigeana. Că așa o ia diavolul, nu te strânge la ușă dintr-o dată să-ți facă vânătaie, să te doară, să te trezească. Te ia încet și te strânge cu ușa. Ușor. Ca să nu simți. Exact ca șarpele. Șarpele vine foarte încet și atacă. Și când sare dintr-o dată. Așa face șarpele. Exact asta face diavolul. El nu vine cu un păcat să te atragă în sperietură, să te trezească, să vadă că e, să vezi tu că e păcat. Nu, vine foarte încet. Și a venit și damigeana. Bineînțeles că după damigeana, ce a venit? Haide mă, că uitați aici aveți o grămadă de fete frumoase, mă. O, ce gagicuțe aveți aici, mă. Cum mă, le lăsați așa singure? Sunt la dispoziția voastră. Uite-le. Cum așteaptă? Că li s-au roșit ochii și lor de atâta vin sau ce-au băut acolo. Și au început cu urviile, direct acolo, în jertfa aceea. Și Dumnezeu a răbdat o vreme, a răbdat două vremi până când s-a săturat și a spus așa. Luați din fața ochilor mei jertfele voastre de scârbă, că au ajuns o scârbă în ochii mei. Nu le mai pot suferi. Dacă a ajuns Dumnezeu să spună că nu le mai poate suferi jertfele lor. Ăsta e un lucru grav. Nu le mai poate suferi Dumnezeu. A ajuns Dumnezeu să întrebe poporul lui cu ce să vă mai pedepsesc ca să vă uitați la mine. Deci să vă luați ochii de la idolii ăștia, de unde vă închinați greșit, vă închinați la tablouri, vă închinați la peisaje, la animale, la aur, la viței de aur, vă închinați la toate lucrurile. Eu sunt aici, viu, nu vă trebuie să vă închinați la astea. Nu, astea sunt idolatrii. Morții nu mănâncă, nu trebuie să-i fac eu parastas la mort, că nu mai mănâncă nimeni după ce a închis dosarul vieții ăsta. E o nebunie să mai credem noi că dacă dau ceva de pomană cuiva, ăla mănâncă. Nici vorbă. Nu mănâncă, dragii mei. Nimeni nu mai mănâncă când pleacă din trupul ăsta. Mănâncă cât e în trup pentru că are acest trup din pământ care necesită mâncare ca să-i meargă stomacul și să avem energie. Pentru asta mâncăm. Dar când ieșim din trup afară și părăsim pământul, adică trupul, că trupul e din pământ, când părăsim pe ăsta, suntem duh.
Pleacă Duhul prin zid, prin bloc, prin pământ, trece prin munți, prin ape, fără nici o nevoie de nimic. Și Dumnezeu s-a săturat și a zis, lați din fața ochilor mei, că nu le mai pot suferi. Apoi a zis, cu ce să vă mai pedepsesc? Ca să nu vă mai idolatrizați, să nu mai vă închinați la toți idolii care îi faceți voi. Stâlpi, coloane făceau ei, se închinau la stâlpi, la pereți, la coloane, la tot felul. Numai lui Dumnezeu nu se închina. Și apoi Dumnezeu s-a săturat și de asta. Că ei tot numai trăgeau numai după închinare greșită. Vedeți? Unde duce diavolul? Aici duce diavolul. Când omul nu ascultă de Dumnezeu, este rătăcit. Și rătăcit după calea care el a trasat-o. Aia înseamnă că ești pierdut. Aia înseamnă că nu mai ajungi în cer. N-ai cum să mai ajungi în cer. Pierdut. Aia înseamnă că ești într-o pădure în care n-ai nicio lanternă, nu mai știi unde e nordul, nu mai știi unde e sudul, nu mai știi nimic. Ești între pomi și punct. Atât. Cum ajungi la șosea? Vedeți? Acolo vrea să vă ducă pe toți, diavolul, chiar și pe mine, pe toți. Să ne ducă în pădure, să nu mai știm drumul. Dar Domnul Iisus a spus clar că eu sunt calea, adevărul și viața. Cine mă primește pe mine a trecut de la moarte la viață. Și chiar dacă va muri, în veci va trăi. Cu alte cuvinte, să vă traduc și asta, că este important. V-am spus, e importantă școala biblică. Cu alte cuvinte, cine mă primește pe mine, el spunând asta, el este viața veșnică. În momentul când l-ai primit pe el, ai venit de la moarte, cum am fost eu, mort în păcate. Ai venit de la moarte, în păcate, vorbește duhovnicesc aici, la viață, adică la viață veșnică, pentru că el e viața veșnică. Și chiar dacă va muri, adică trupul, în veci vei trăi, adică Duhul, sufletul tău. Deci, cu alte cuvinte, nu are importanță pământul ăsta când moare. Corpul meu, mă refer, sau al tău, nu are importanță. Când moare, unde moare, de ce moare, nu are importanță. Importanță are să fii viu în Hristos, adică să-L primești pe El, pe Fiul lui Dumnezeu, care a murit pentru păcatele noastre. Dumnezeu a schimbat jertfele alea silnice, jertfele alea care nu-i mai plăceau, că din jertfe ajungea la alte păcate, la curvii, la beții, probabil la certuri, că știți că dacă ai dat alcool creierului tău, deja ai dat volanul tău lui Satana în mână. Face ce vrea cu tine. Volanul tău, numai al tău, gata, îl ai dat lui Satana, te duce la toate alea după ce ai băut. Și vă dați seama că Dumnezeu s-a săturat de atâta mizerie, de atâta păcat și a schimbat legământul. Legământul nou este Noul Testament. În loc de jertfele alea neplăcute care le aduceau oamenii și tot în mizerie trăiau și tot la păcate ajungeau, în loc de alea s-au șters, s-au eliminat din valoarea lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat pe Fiul Său, cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este Domnul Iisus. Duhul Sfânt este a treia parte din Trinitate. Cuvântul lui Dumnezeu este vocea lui Dumnezeu, aia înseamnă Domnul Iisus. Căci El s-a întrupat, vocea lui Dumnezeu a venit pe pământ și a luat trup de om, ca noi, ca să plătească prin trupul său cu sângele lui, jertfa
În loc de animale, de țape, ea, sângele vărsat acolo, am plătit prin, n-am mai mâncat țapul, vițelul ăla, vaca aia, n-am mai mâncat-o, am plătit-o. În locul la toate alea, a zis așa Dumnezeu, m-am săturat de scârbele astea ale voastre, îl pun pe fiul meu pe cruce. Și ăsta e noul legământ. Ca oricine crede în el, Ioan 3:16, oricine crede în el să nu meargă la moarte, să nu intre în iad, practic, și să aibă viață veșnică. Adică a sufletului, nu a trupului. Viața veșnică nu înseamnă că noi în trupul ăsta trăim veșnic, căci cimitirele sunt pline și de noi. Deci mor, practic, numai pământurile, dragii mei. Niciunul nu e în cimitir. Mor pământurile care suntem în ele, temporar, și apoi noi suntem liberi. Unde suntem liberi? Ori în iad, ori în rai. În iad, moartea a doua, dacă nu-l primești pe viața veșnică. El e viața, Domnul Iisus. El a murit pentru mine, El a murit pentru tine care a ascult mesajul. El a murit pentru toți. Ne iubește pe toți. Nu contează cum arăți la față, nu contează câtă înălțime ai, nu contează cât de gras, de slab, de handicapațiile tale sau de inferioritățile care le ai sau de incapacitățile tale. Nu contează că ești de la oi, nu contează că ești director, că ești general, că ești președinte de țară. Nu contează, El ne iubește pe toți la fel. Și mântuirea nu este prin fapte. Adică dând milioane de dolari, milioane de euro dacă dai, tot în iad ajungi dacă nu primești pe Fiul lui Dumnezeu în inima ta. Ăsta e legământul nou, Noul Testament. Pentru asta a venit Domnul Iisus Hristos pe pământ, ca să mântuiască pe cei pierduți. El este mielul lui Dumnezeu. El a venit ca un miel de jertfă, în locul la țapea aia, la vitele alea. El a venit ca un miel să-și dea sângele lui sfânt. Sângele lui sfânt ne spală, nu hainele. Sângele n-are cum să spele hainele. Apa spală hainele. Sângele spală păcatele. Asta este jertfa finală. Apa nu spală păcatele. Apa spală numai fizicul, materia, hainele. Atât. Sângele la fel nu spală hainele. Sângele spală numai păcatele. Lucrurile care le-am făcut în ascuns, lucrurile care le-am făcut împotriva voii lui Dumnezeu. Alea sunt plătite și spălate de Domnul Iisus când un om vine sincer înaintea Domnului și spune: Tată, până aici, de aici vreau să primesc și eu jertfa aceasta. Domnul Iisus să vă binecuvinteze pe toți. O să intru și în Noul Testament în etapa viitoare. Dumnezeu să facă lumină în mintea ta, în inima ta, să înțelegi. Eu atâta vreau, ăsta mi-este subiectul meu, asta mi-e intenția mea personală, că eu viu din lume și n-am înțeles niciodată pe Dumnezeu. Și sunt astăzi pocăiții care, spre rușinea noastră, o spun, nu explică oamenilor concret, milimetru cu milimetru, sau să zic din 5 în 5 măcar milimetri, să priceapă oamenii, să dizolve normal cuvântul lui Dumnezeu, să poți să înțelegi că un sirop nu se poate bea din sticlă, trebuie să-l dizolvi să-l bei. Păi Biblia, cine o poate înțelege dacă nu va fi explicată de cineva? Și asta mi-e intenția mea, să vă conduc într-o înțelegere logică, să înțeleagă mintea ta și inima ta voia lui Dumnezeu. Pentru că a venit între noi și a murit pentru păcatele noastre. Iată, suntem la capitolul Noul Testament, la episodul 2, Noul Testament, episodul 2. Și aici vom vorbi despre noul legământ care l-a făcut
Dumnezeu Tatăl cu omenirea. Domnul Dumnezeu din ceruri a hotărât ca să vină Domnul Iisus pe pământ și Domnul Iisus la fel s-a oferit să vină și să salveze pe noi toți păcătoșii. Salvarea constă nu în trupurile din pământ, ci salvarea constă asupra sufletelor noastre. Domnul a venit, a luat trup de om, a venit printr-o fecioară, Fecioara Maria. Fecioara Maria l-a născut pe el. El nu este făcut, el e născut. Când o femeie naște un copil, aia înseamnă că a avut o legătură cu un bărbat. Însă Fecioara Maria l-a născut fără nicio legătură cu nimeni. Deci Duhul Sfânt a zămislit pe Domnul Iisus. Domnul Iisus a venit printre noi ca și un copil, cu putere, cu înțelepciune, era Dumnezeu. Dumnezeu este cu el, pentru că el este tot Dumnezeu. Domnul Iisus s-a născut în trup, el este și, adică a fost om, dar a fost și este încă și Dumnezeu. Domnul Iisus este vocea lui Dumnezeu, este cuvântul lui Dumnezeu care a venit și a luat trup pe pământ și a stat printre noi, ne-a învățat, a învățat ucenicii, a direcționat toată lucrarea lui Dumnezeu și asta înseamnă legământul nou. Noul Testament înseamnă noua lege și nou legământ care Dumnezeu l-a făcut cu omenirea prin Fiul Său, Domnul Iisus. Domnul Iisus, când a venit pe pământ, a făcut multe minuni, cum știți cu toții, eu am să vă spun detaliat. Nu vă spun cu amănunțit. El a venit pe pământ, a făcut multe minuni, adică practic pentru oameni sunt minuni, din pricină că n-au pomenit nimeni așa ceva înainte. Domnul când a venit, el a venit ca Fiul de Dumnezeu, a venit ca Dumnezeu și el a vindecat ologii, el a ridicat pe cei fără putere, el a dat vindecare orbilor care n-aveau putere în mâini sau... Deci multe lucrări a făcut Domnul pe pământ, pentru că el este Dumnezeu. Noul legământ care trebuie să-l facă omul cu Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, este legământul care ne duce pe noi în împărăția lui Dumnezeu. Domnul spune că cine mă primește pe mine a trecut de la moarte la viață. Cu alte cuvinte, noi când murim și plecăm de pe pământ și părăsim corpurile noastre, noi nu avem nicio șansă să mergem în împărăția lui Dumnezeu fără Domnul Iisus. El spune clar, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. El e cheia, el e ușa, el e calea, el e adevărul și el e viața veșnică. El e începutul, el e sfârșitul, el e alfa, el e omega. El a început și el va sfârși toate lucrurile. Din el, spune tot cuvântul, din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. Deci, cum înțelegem noi asta? Din el. Dumnezeu când a zis să fie, cuvântul acesta, să fie, a fost Domnul Iisus, Fiul lui. Când a zis să fie, a fost. Asta înseamnă din el. Prin el, adică prin rostirea cuvântului care l-a rostit Dumnezeu. Prin el și pentru el. Tot pământul al lui cu toată suflarea. Dumnezeu îi invită și poruncește chiar ca orice persoană să se pocăiască că vine vremea când va fi judecat de toate lucrurile și faptele care le-a făcut câtă vreme a fost pe pământ în trup. Așa spune cuvântul Domnului.
Oamenii trebuie să facă legământ cu Dumnezeu ca să fie mântuiți. Mântuit înseamnă salvat de la iad. Toată lumea care nu l-are pe Dumnezeu, prin păcatele care le face lumea, este datoare să se ducă în iad. Iadul nu este făcut pentru om. Iadul l-a făcut Dumnezeu pentru diavolul și pentru îngerii neascultării. Așa spune cuvântul. Dar însă diavolul păcălește pe cât poate posibil, chiar și din creația lui Dumnezeu, păcălește ca să nu meargă toți în împărăția lui Dumnezeu și să se ducă la el. Pentru asta a venit Domnul Iisus pe pământ, ca să ridice păcatul lumii, să ridice ceea ce noi nu putem. Practic, noi cu geamantanele sau cu vagoanele de păcate nu putem sta într-o balanță, într-o cântare înaintea lui Dumnezeu să fim iertați. Că nu avem cum să fim eliberați de păcatele alea. A venit Domnul Iisus și a plătit tot bilul pentru toate păcatele noastre. Spune Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, că noi suntem înfiați de Tatăl prin adoptare. Ne numește fiii lui Dumnezeu, din pricină că noi credem și stăm în legământul cu Fiul Său, cu Domnul Iisus. În cuvântul lui Dumnezeu spune că Domnul Iisus este capul bisericii. El a venit pe pământ și a trasat direcția. A luat 12 ugenici, needucați, nu ingineri, nu doctori, nu arhitecți, nu președinți. I-a luat de la pescuit și le-a spus așa: veniți după mine, cam să vă fac pescari de oameni. Pescarii de oameni sunt cei care duc învățătura Domnului Iisus Hristos mai departe. Iată că ucenicii toți au plecat și ei în veșnicie, deci trupurile lor au rămas pe pământ. Au stat pentru o vreme, a dus sămânța adevărului. Mai departe, a predat ștafeta la alții și ei au plecat în veșnicie. Toți au murit martirizați. Pentru că, așa spune cuvântul, cuvântul spune că din pricina lui vom fi omorâți, dați afară din sinagogi, batjocoriți, bătuți, din pricina numelui meu, spune Domnul Iisus. Așa că ei toți au plecat martiri. Și sunt foarte mulți care au plecat martiri la ora actuală. Sunt și tineri și bătrâni, au plecat toți martiri. Dar vă spun, n-a murit niciunul. Moartea nu există la cimitir sau în patul în care pleci. Nu. Nu există moarte. Este numai plecare din acest trup omenesc. Părăsirea lui. Știți, când nu mai merge mașina și se strică motorul, ce-i faci? Când chiar nu mai se merită să mai repari. Măi, ai reparat pompa, ai reparat curelele, s-a stricat și direcția, ai băgat și acolo niște bucșe, ai tot băgat, tot anul ai băgat în ea și tot rugină e și tot nu se mai merită să mai repari. Ce zici la urmă, moment dat? O las aici pe câmp, nu mai iau de aici, mă duc și-mi iau alta, dacă ai bani, dacă nu, strângi bani și tot îți iei alta. Asta este trupul nostru, același lucru. Când trupul acesta, mecanismul ăsta, să-i zic așa, uzina asta care este omul, în noi e o uzină. Deci această uzină, când se strică aproape toată și vine cancerul peste noi, îl părăsim pe trup și am plecat. Dumnezeu vindecă și trupurile astea când vrea să ne mai dea șansă de pocăință. Dar nu întotdeauna. Nu întotdeauna. Nu la toți s-a întâmplat vindecarea. Dumnezeu a dat daruri oamenilor să-și pună mâinile peste bolnavi și să fie vindecați în numele Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și oamenii s-au vindecat, dar nu toți.
Noi trebuie să ne mărturisim înainte păcatele, înainte de vindecare. Cu alte cuvinte, dacă noi nu ne spunem prostiile care le-am făcut și nu ne mărturisim păcatele, atunci să nu ne așteptăm la Dumnezeu că ne va vindeca. Noi trebuie să fim activi în ceea ce Dumnezeu ne vrea, să fim realiști, că nu creadă cineva că noi driblăm pe Dumnezeu sau îl păcălim cu ceva. Aici în lume toți umblă din stânga în dreapta, lumea mă refer, și pe care să mai jongleze, pe cine mai păcălească, cu Dumnezeu nu merge așa. Cu Dumnezeu trebuie să fii sfânt și să cauți sfințenia și să trăiești în sinceritate. Asta este metoda care Dumnezeu o vrea. Și să ai milă de aproapele tău, să iubești pe aproapele tău cum te iubești și pe tine însuți. Asta este voia lui Dumnezeu și plăcută. Dumnezeu nu vrea jertfele noastre de post, de jertfă, să faci câte și mai câte ca și jertfă. Dumnezeu mai repede spune că El vrea ascultare de la noi. Când ne cere Dumnezeu un lucru, noi trebuie să-L ascultăm, să ne încadrăm în voia Lui. Asta este voia lui Dumnezeu. Dorința Lui este să căutăm sfințenia. Sfânt înseamnă curățit și pus deoparte. Pocăit înseamnă, biblic vorbesc aici, pocăit înseamnă un om care s-a căit. Doamne, am făcut toate prostiile în viață. Am păcătuit și în modul ăla, Doamne, dar ce n-am făcut? Eu nu mai mi-aduc aminte dacă a fost ceva să noi fi făcut în lumea asta ca păcat. Eu vă spun că eu n-am făcut toate păcatele, personal vă spun, nu. Dar am făcut și o păcate. Dar sunt unii care n-a fost păcat să nu l-o fi făcut. În Biblie, în cuvântul lui Dumnezeu, spune că nu există păcat să nu fie iertat de Dumnezeu prin Domnul Iisus. Nu există. Deci, indiferent ce păcat ai făcut, dacă vii cu sinceritate la El, El e vrednic să te ierte și să te facă fiul sau fica Lui de împărat. Dar prin sinceritate. Și în momentul când te-a făcut fică sau fiu, atunci vine altă întrebare. Dar dacă mai păcătuiești și a rămas totuși încă firea aia veche pe tine, căci firea te duce la păcat, poftele. În cuvântul lui Dumnezeu spune copilașilor, și chiar dacă vreunul dintre voi ar fi păcătuit sau a păcătuit, să nu uităm că avem un mijlocitor la Tatăl, pe Domnul Iisus, pe Fiul omului. Fiul omului înseamnă Fiul lui Dumnezeu dat omului. Dumnezeu a dat pe Fiul Său în mâinile oamenilor. Oamenii L-au omorât. Și asta înseamnă sacrificiu pentru omenire. El trebuia să moară, pentru asta a venit, planificat. Dar nu trebuia omorât în felul în care a fost omorât. Practic a fost batjocorit și omorât. Scuipat, bătut, rănit în vorbe. Spune cuvântul lui Dumnezeu că îți întorceai fața de la El. Nu puteai să te uiți la El de cum arăta. Pentru asta a venit Domnul Iisus Hristos, să plătească păcatul meu și păcatul tău. Dar ca să fie plătit păcatul tău și păcatul meu, trebuie să ne căim. Să ne căim de ce am făcut și să ne oprim din toată direcția păcatului și să ne întoarcem la Dumnezeu cu sinceritate, să ne pocăim, să facem un legământ cu El și să ducem până la, cum spune El, în apa botezului. Provăduiți dar Evanghelia la orice persoană de pe lume, adică orice om de pe lume. Și cine va crede, va fi mântuit. Iar cine nu, va fi osândit. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să-L ducem la toate persoanele din lume. Și cine crede în Fiul lui Dumnezeu se va și boteza, așa cum a fost Domnul Iisus botezat. Domnul Iisus n-a avut nevoie să fie botezat. De El a spus, da, Ioane, trebuie să mă botezi ca să se împlinească ce este scris. Practic, El ne-a dat nouă o educație, o lecție, o învățătură.
trebuie să urmăm ce face El. Botezul nu vine, botezul e un act divin, un act, un legământ care îl facem noi oamenii cu Dumnezeu. Botezul nu poate fi făcut și acceptat, mai ales de Dumnezeu, în timpul minorității, când copilul este de 2 luni. Altfel aș zice eu, păi dacă botezul a fost sănătos și bun și valabil, de ce, dragii mei, n-ați făcut facultatea la 2 săptămâni, la 1 lună, la 2 luni? De ce n-ați luat carnetul de conducere la 2 luni? De ce nu v-ați căsătorit, de exemplu, la 2 luni, la 1 lună? De ce n-ați făcut lucrurile astea? Păi atunci cum puteți face legământ cu Dumnezeu, care e cel mai mare legământ? Poți să ai și 10 facultăți, poți să ai și 100 de facultăți. Dacă n-ai legământ cu Dumnezeu, degeaba ai trăit. Nu ți ajută cu nimic, nici banii, nici facultățile, să intri în împărăția lui Dumnezeu, decât legământul, atât. E singurul lucru care ajută omul să fie în împărăția lui Dumnezeu, legământul prin jertfa fiind Domnul nostru, Iisus Hristos. Că mulți zice că eu am legământ. Când? Păi când am fost mic. Oh, ți-aduce aminte? Ce-i nevoie de aia? Am făcut legământ, m-a botezat acolo părinții, mama, nașii. Păi de ce n-au mâncat ei și pentru tine până acum? Dacă tot te-au botezat și e valabil legământul ăla, păi să mănânce tot ei pentru tine, să se spele ei pentru tine, să se îmbrace ei pentru tine, tu rămâi așa. Nu? De ce? De ce nu iei și palea de bune? Deci, frate și soră, ori om, femeie, care asculți mesajul ăsta? Botezul de mic e fals. Botezul se face când ai înțeles voia lui Dumnezeu, când ai înțeles de ce a venit Domnul Iisus pe pământ, când ai înțeles că El a murit pentru tine, când ți-ai văzut nemernicia, păcatele, cum i-am văzut și eu, atunci vii, îl primești pe Domnul Iisus și spui: Doamne Iisuse, astăzi vreau să-mi speli și mie păcatele și primesc jertfa ta. Jertfa Domnului Iisus Hristos te va spăla de toate păcatele. În momentul când omul realizează ce a făcut, atunci vine lacrima, căința, pocăința și întoarcerea cu spatele la lume și cu fața către Dumnezeu. Aia se numește naștere din nou. Domnul Iisus spune clar: căci dacă nu vă nașteți din nou, cu niciun chip nu veți intra în împărăția Tatălui meu. Ce înseamnă naștere din nou? Căci Domnul Iisus a fost întrebat pe tema asta de Nicodim. Dar cum să mă mai nasc eu, să mai intru în pântecele mamei mele și să mă nasc din nou, a zis el. Și atunci Domnul i-a mostrat și a încercat să-i învețe. Nașterea din nou, să vă spun ce înseamnă, este schimbarea minții, practic. Este un fel de schimbarea direcției gândirii mele. Este un fel de altă logică. Înainte uram pe pocăiți, uram lucrurile din Biblie, nu îmi convenea nimic. Și iubeam lumea. Ei, acum urăsc tot ce e în lume, adică petreceri, distracții, vorbe urâte, mizerii, alcooluri, curvii, băuturi, țigări, de-astea, droguri, nici n-am văzut drog în viața mea oricum, dar s-a schimbat. Nu mai sunt ăla dinainte. Iacătă, totul s-au făcut noi, spune cuvântul Domnului. Aia înseamnă naștere din nou. Și dacă un om nu se naște din nou, el nu poate pricepe lucrurile spirituale. Așa și cum nu te-ai fi născut din trup. Dacă nu aveai ochii ăștia de carne, nu puteai să vezi nimic. Dacă nu erai născut în trupul ăsta de pământ, ce puteai să vezi? Așa e nașterea din nou. Degeaba vine Domnul Iisus și le spune:
Că Domnul Iisus spune, aveți ochi și tot nu vedeți. Aveți urechi și tot nu auziți. Cu ce se aseamănă asta? Doamne, dar chiar ne jignești, am zice noi. Păi cum adică? Tu nu vezi că eu mă uit la tine? Tu nu vezi că eu merg, tu nu vezi că eu văd pe unde merg? Doamne, cum n-am eu ochi și cum n-am eu urechi să aud? Vedeți, scumpii mei, aici e vorba de naștere din nou. Cum poți să auzi, cum poți să vezi spiritual dacă nu ești născut din nou? Deci dacă ești mort spiritual și nu ești născut din nou, cum poți să înțelegi lucrurile și voile lui Dumnezeu? E cu neputință. Așa cum și dacă nu ne-am fi născut în trup, nu puteam să vedem cu niciun ochi, că n-aveam ochi, nu era nici trup. Dumnezeu ne vrea născuți din nou prin apă și prin Duhul Sfânt. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să fim născuți din nou și să înțelegem bine voia Lui. Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a venit și a spus așa: în lume veți avea necazuri. Practic. Doamne, cum? Te urmăm pe tine și tu ne spui că tot necazuri vom avea? Dar îndrăzniți, zice el, căci eu am biruit lumea. El a biruit păcatul. Deci plată pentru noi există. Este sângele lui care s-a vărsat. Aia e plata. Numai că noi trebuie decât să-l primim, să o acceptăm. Și nu când sunt copil, ci când sunt mare. El a dat acolo o pildă cu un împărat, Domnul Iisus, care a întins o masă mare, a tăiat viței grași și a trimis la prietenii lui, la relațiile lui: duceți-vă, slugilor, și chemați-i pe toți la masa mea, că e mare bucurie aici. Și s-au dus. O parte au fost bătuți de prietenii lui și nu a venit nimeni. Cu scuze. Mi-a luat animal, mi-a luat cal, am pus la căruță și, sau bou, și trebuie să-l încerc, să văd cum merge. Ăla altul s-a însurat, ăla s-a dus să-și măsoare pământul, toți avea treabă și n-a venit niciunul. Și apoi a zis Domnul, ok, dacă n-a venit niciunul, atunci duceți-vă la ulițe, pe drumuri, și adunați șchiopi, ciungi, orbi, cum o fi, jegoși, dezbrăcați, nu contează, homeless, cum o fi, adunați-i pe ei încoace la masă. Asta înseamnă căci ăia suntem noi, neamurile. Neamurile, el a chemat, a venit în Israel atâți proroci și i-a omorât pe toți. Ia că a venit și Fiul omului, a venit și Domnul Iisus și l-a omorât și pe el. El oricum trebuia să moară, dar l-a omorât tâlhărește, zic eu. Nu trebuia în felul ăla omorât. Din pricina asta zice Domnul Iisus despre Iuda, vânzătorul, că mai bine ar fi fost să nu s-o fi născut. Pentru că l-a vândut pe bani, pe interes. Asta a fost problema. L-a vândut mișelește pe Domnul vieții. Asta a fost problema. De până la urmă Iuda s-a dus și s-a spânzurat că a văzut ce a făcut. Petru s-a lepădat de el. Toți ucenicii, când a fost vorba să fie omorât, s-a lepădat de el. Oh, noi nu l-am cunoscut niciodată. Toți s-au lepădat. Așa și noi, dragii mei. Toți ne-am lepădat de el. Dar el, în îndurarea lui, ne-a iertat păcatele. Așa cum am făcut noi. Așa cum ne-am lăsat noi de el. Așa cum noi nu l-am căutat. El ne-a iubit și el ne-a găsit pe noi. Și Domnul se uită la inimile noastre sincere, mai ales sincere. Fii sincer cu Dumnezeu, să nu crezi că driblezi pe Dumnezeu. Sunt astăzi care se pocăiesc oameni cu interes. Ba că îi ajută pocăiții. Ba că acolo găsesc o fată bună. Sau acolo găsesc un băiat bun și mă duc la pocăiți. Parcă ar veni la noi. Nu vine la niciun pocăit nimeni. Să știți că pocăința, dragii mei, scumpii mei, nu este decât un legământ cu Dumnezeu. Nu este religie.
Nu este decât un legământ cu Dumnezeu. Asta e pocăința. Nu există sectă, cum spun unii, că la noi e sectă. Nu e adevărat. Aia e blasfemie. Dumnezeu va judeca cuvintele la grele. Ascultați ce vă spun, că Dumnezeu va începe judecata cu judecătorii. Aveți grijă ce vorbiți. Nu blasfemați cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu suntem sectanți, nici într-un caz. Noi suntem în legământ cu Domnul Iisus. Asta înseamnă pocăința. Religii sunt cu grămadă. Religia penticostală, religia baptistă, religia mormonă, catolică, ortodoxă. Astea sunt religii care nu le-a pomenit Domnul Iisus. Domnul Iisus a spus să ne pocăim. Eu și toți care am făcut legământ cu Domnul ne-am pocăit. Și pentru asta ne numesc lumea, pocăiți. Și mie nu mi-e rușine. Mie chiar pocăitul îmi spune, toți îmi spune pocăitul. Mă ridic în cer când îmi spune pocăit. Oh, dar aș fi chiar așa de pocăit, cum mă și numesc. Aș fi și mai fericit. Dar știți că răul să mai ține și de noi. Dar avem un mijlocitor. Sunt înfiat. Chiar dacă mă împiedic și cad, nu că vreau, nu că doresc, nu. Să nu o luăm greșit. Dacă dorești să faci păcat și nu te interesează, aia e păcat. Dar dacă ai căzut și te-ai împiedicat, aia nu e păcat. Ceri iertare Domnului și te ridici și mergi mai departe. Aia nu înseamnă că eu voit, acum pe bază că Domnul mă iartă, eu în fiecare zi eu trebuie să trec la păcat. Nu! Suntem oameni și de multe ori poate greșim. Sau de rare ori, nu contează. Suntem încă înfiați de Dumnezeu. Și unde ați văzut vreodată că tatăl, când pică copilul, îl ia și îl bate și îl aruncă afară în zăpadă. Îl ia și e tată sau mamă ce este, îl mânghie, îl oprește din plâns, îl ia în brațe, îl pupă și îl pune pe jos. Hai, mai încearcă o dată. Așa fac părinții noștri, da? Adică au făcut. Când eram noi mici, dar Dumnezeu. Dumnezeu ne îndeamnă, Domnul Iisus, să iertăm de 7 ori, 70 de ori pe zi la cine ne greșește. Vă imaginați că sunt 490 și ceva de ori. El a dat aici o maximă limită care este imposibilă să ajungi. Nu ai cum să greșești la cineva de 400 și ceva de ori. Dacă să zic că greșești de 3-4 ori, dacă, e cu semn întrebări și aia. Dar n-ai cum să greșești de atâtea ori. Dacă El ne iartă pe noi, dacă noi suntem obligați să ne iertăm noi de atâtea ori, oare El nu ne va ierta pe noi? Știți? Dumnezeu e dragoste, dar e și foc mistuitor. Rămâneți cu Duhul Sfânt și Duhul Sfânt să intre în fiecare și să vă realizeze, să vă, să mă exprim mai corect, să vă convingă de păcate și de starea care o aveți fiecare și să vă lumineze ca să puteți să înțelegeți voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Sfânt înseamnă curățit și pus deoparte. Noi trebuie să ieșim din lume. Noi nu mai avem nicio legătură cu lumea. Spune Biblia că lumea zace în cel rău. Știi ce înseamnă a zace pe un pat de spital? Te duce unde vrea cu patul. Asta e lumea. Acolo sunt cei din lume care îi duce diavolul ca pe patul din spital. Unde vrea. Prin alcool, prin țigare, prin droguri, prin curvie, prin minciuni, șmecherii și sunt multe. Dragii mei, aici am încheiat mesajul. Dacă Domnul va voi și îmi va da putere, poate fac și partea numărul 3. Să fiți binecuvântați de Domnul Iisus. Amen.